Peste 1 milion de accesări ale site-ului psd.ro, secțiunea locații, au avut loc în primele ore după anunțul făcut de prim vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, care a invitat cetățenii să le scrie parlamentarilor puterii pentru a-i convinge să voteze amendamentul PSD privind creșterea locațiilor. Asta arată cât de stringentă este această chestiune pentru cea mai mare parte dintre copii, dar și părinții și bunicii interesați de viitorul României. Copiii românilor au cea mai mică alocație din Uniunea Europeană. Aflându-ne în această situație, se dorește ca guvernul să aplice legea dublării alocațiilor adoptată de PSD în decembrie 2019 și promulgată de președintele Iohannis în ianuarie 2020. Atunci, legea votată de PSD prevede creșterea alocațiilor de la 150 la 300 de lei pe lună pentru copiii între 2 și 18 ani și de la 300 la 600 de lei pe lună pentru cei sub 2 ani și pentru cei cu dizabilități. Partidele din coaliția austerității au mințit deja de mai multe ori copiii și părinții cu privire la intrarea în vigoare a acestei legi, iar împreună cu șeful statului au blocat de 4 ori aplicarea acestei legi. Prin ordonanțe de amânare, prin eșalonarea dublării, prin contestații la CCR sau prin retrimiterea legii la reexaminare. Astfel, orice cetățean poate să intre pe site-ul www.psd.ro, secțiunea alocații, având posibilitatea să ceară parlamentarilor PNL, USR, UDMR din județul lor să voteze pentru mărirea alocațiilor. De creșterea alocațiilor ar beneficia 3,6 milioane de copii, respectiv 3,27 milioane cu vârsta între 2 și 18 ani și 396.000 de copii sub 2 ani sau cu dizabilități. Acestea sunt adevăratele facilități de care pot beneficia copiii României, viitorul țării noastre.